Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, ei bine, suntem în baza noastră aici de utilaje și mi-am adus o platformă. O platformă cu care vreau să fac un lucru destul de interesant. Ați văzut în episodul trecut că eu m-am uitat la o semănătoare și uitându-mă la acea semănătoare am zis, bă, ar trebui să-mi cumpăr și o semănătoare, deoarece ați văzut că m-am apucat de piramida aceea imensă de baloți de paie și mai am nevoie de baloți, evident, și dacă mai am nevoie de baloți, înseamnă că să-i cumpăr nu prea aș vrea să-i cumpăr, că de ce să cumpăr când m-ar costa o grămadă de bani. Și așa m-am hotărât, zic, bă, cel mai bine fac în felul următor, ne apucăm de semănat. Și o să mă apuc de semănat, de asta am și luat New Holland-ul ăsta, nu vă gândiți voi că l-am luat degeaba, o să mă apuc de semănat grâu. Noi deja avem grâu foarte mult, deci dacă mă uit aici la hambarele noastre, avem 178.000 de tone, cred, nu știu, aici zice litri, dar nu cred că-s litri, în fine. Avem grâu, deci grâu avem la greu. Și faza e că mai am vreo, mi se pare așa, 1.300.000 capacitate. Deci am capacitate la greu pentru grâu și pentru tot ce ne trebuie nouă. Și ce să mai, ne apucăm de treabă, ia să lăsăm asta jos. Vreau să mă duc să-mi iau semănătoare. Vedeți și voi ce semănătoare mi-am luat. Mi-am luat semănătoarea aia de ziceam eu de la Horș, că mi s-a părut mie cea mai interesantă. Și trebuie să iau tractorul în primul rând, ca să urcăm tractorul pe platformă, să putem să încărcăm după aceea, să încărcăm semănătoarea pe platformă și de-abia după aceea să aducem semănătoarea către noi în pace. Acum nu știu dacă semănătoarea noastră, hai să vă arăt, că până mă ajung eu acolo mai durează. Nu știu dacă semănătoarea noastră merge pe... A, care este? Asta este. Deci poți semăna parcele. Deci îți oferă posibilitatea de semnă direct fără să fie nevoie. Am înțeles, deci trebuie și cultivat. Deci trebuie să ne cumpărăm și cultivator. Avem problemă aici, deci înseamnă că avem o mare problemă. Noi ne-am luat semănătoarea, dar cultivator n-am mai luat. Trebuie să mergem să ne luăm cultivator. Altă belea, altă distracție. A, uite ce frumos arată tractorul nostru. O să trebuiască să ne luăm și un cultivator, tot așa în episodul de azi, în episodul următor, să vedem cum mă încadrez eu cu toată situația. Și să găsim și terenurile pe care să le recoltăm. Până atunci, aș vrea să mă apuc și în episodul de astăzi, să mă apuc să continui acolo la piramidă, că sunt foarte entuziasmat și vreau să termin cât mai repede. Și ce înseamnă că vreau să mă apuc? Vreau să mut din Saivan. Vreau să mut baloții de paie, să-i mutăm la piramidă, să facem noi treabă bună acolo, să arate din ce în ce mai frumos. Acum rămâne de văzut cât o să dureze, că și aseară și ieri, că doar normal trebuia să postez episod ieri, dar l-am postat astăzi din cauza că aseară nu se mai termina de încărcat. M-a durat destul de mult să se încarce și aproape că m-a enervat la cât de mult s-a încărcat, i-a luat să se încarce și n-a mai stat aseară. Era destul de târziu, era 9:30 când mi-a arătat videoclipul că deja mai are să se proceseze. Deci nu voiam să postez videoclipul la ora 10, așa că l-am postat astăzi. Și astăzi mai înregistrez încă un episod, cred că pentru mâine să fim în program cu totul. Mâine este sâmbătă, o să mă duc și eu puțin la muncă, că am ieșit din concediu și după aceea avem timp să mai facem câte un episod, două. Bun, acum să mergem unde, nici nu știu pe unde să o iau, să o iau prin dreapta, hai să o iau prin dreapta, prin sat. Că-s cam nehotărât așa, voiam să o iau pe câmp, dar pe câmp cu tractorul ăsta mai bine las-o așa, o luăm pe aici. Trebuie să am grijă că tractorul ăsta este mare și imediat se răstoarnă, imediat se cărligă și atâta, îmi trebuie să mai am probleme cu camionul. Înțelegeți voi? Asta e situația. Asta e cea mai mare problemă a mea. Și rămâne de văzut dacă
O să-mi iasă planurile, eu acum mă pregătesc pe viitor ca să umplem saivanul la loc, ca să avem paie. În caz de o să ne explodeze nou acolo piramida cu paie, o să ducem toate paiele în saivan, cu toate că nu cred că o să mai încapă toate, la câte paie am zis că vreau să fac, o să fie jale. M-am dat pe cumpărat utilaje din nou, o să trebuiască să mai cumpăr un windrower, cumpărăm un cultivator, ia să vedem ce cultivatoare sunt. Grape cu discuri, ia să vedem aici, astea sunt cultivatoare, cultivatoare destul de mari. Da, eu am un cultivator din ăsta românesc mic, ăsta nici nu zice de câți metri, ăsta de 16 metri. De 16 metri, de 16 metri și ăsta de 12 metri. Sunt cultivatoare destul de mari, cred că mi-aș lua ceva de 16 metri. Sau de 12, ia-ți demo ăsta de 16, mamă, dar ce mare e ăsta. Ce mari sunt astea. Ia uitați-vă și voi aici. Mă, ăsta de 12 parcă arată mai frumușel. Mai degrabă ăsta de 12 o să-l cumpărăm, dar să vedem când o să mai avem timp să le cumpărăm, că bani avem. V-am zis, Neamiti că ne-a lăsat o avere impresionantă și nu numai ne-a lăsat în bani avere, ne-a lăsat hambarele pline. Deci avem o grămadă de grâne pe care putem să le vindem oricând, dar eu le păstrez pentru că nu știm ce vremuri o să vină și tare mi-e că peste un an sau poate chiar anul ăsta o să vină o secetă de o să ne doară capul și atunci grânele mai rezistă și anul ăsta, chiar dacă e să fie secetă, o să le vând la un preț destul de bun, pentru că atunci când e secetă crește prețul. Cine are grâne poate să pună prețul aproape cum îl vrea el, îl joacă pe degete pe preț, mai ales că, gândiți-vă, sunt zone, cum este zona asta la Dumești, unde nu prea sunt agricultori și nu prea are nimeni grâu atât de mult. Și atunci când vin eu cu cantitatea asta mare de grâu și o să vină cineva să cumpere și o să zic, domnule, uite, îți dau la 1,70 lei, îți dau grâul. Și o să zică, da, dar am văzut pe la Arad, am văzut cu 1 leu. O să zic, foarte bine, du-te și cumpără de la Arad, dar de la Arad nu cred că îți transportă nimeni pentru câteva tone cât vrei tu. Și plus de asta o să te coste și transportul la Arad, așa că ia în calcul toate cheltuielile astea și atunci omul o să zică, bine, ai dreptate, hai că cumpăr de la tine, dar dacă îmi lași la 1,60 lei, și atunci tu o să zici, nicio problemă, îți las la 1,60 lei, exact, și l-ai adus pe omul respectiv, l-ai adus la mâna ta. Cum ar veni? Mamă, dar e mare să pun pe asta. Vai de capul meu. Cum fac eu cu asta, tăticule, să o punem pe tractor? Cum fac eu cu asta să o punem pe tractor? Ia uitați-vă și voi ce mare e. Uitați-vă, bă, ce mare e. Trebuie să o încadrăm, să o punem pe tractor frumos, dar e mare. Și vă mai zic încă o chestie. Trebuie să cumpărăm semințe pentru asemenea asemănătoare. Semințe și îngrășământ, că am luat și cu îngrășământ. Și de-abia acum, după 3 ani de zile, pot să spun că se face agricultură la un nivel mai înalt. De-abia acum. Dar dacă era Neamitică în momentul de față și mai trăia, ei bine, vă zic că Neamitică săracul nu dădea drumul la progrese atât de mari. Și din ce cauză nu dădea drumul? Pentru că nu are nevoie lumea de progres atât de mult, atât de rapid. Nu, lumea trebuie să conștientizeze ușor binele pe care îl faci. Neamitica asta își dorea foarte, foarte mult ca oamenii să conștientizeze că sunt ajutați de către Neamitica. Ia uite, uite ce fac eu aici, că nu fac bine. Încerc să fac, dar nu fac bine. Of. Haide, dă-i. Împinge, nu vrea să împingă. Deci nu vrea să împingă. Uite, se strâmbă. Nu, cel mai bine o las așa. Las-o așa. O decuplez. Și o să rezolvăm din partea aia de la camion. Da, fraților, păi revenim în câteva minute să vedem cum rezolvăm situația cu... A, uite ce frumos am pus-o, du-te 1000 de ani, că nici expert dacă eram nu făceam în halul ăsta. Uitați-vă și voi ce frumos am pus-o. Prea frumos, prea ca la țară. Acum o să plecăm și cu tractorul
Și ne apucăm, după aceea mergem la făcut piramida de baloți, vedem cum o mai facem, o să facem un timelapse de acolo. La fel o să muncesc destul de mult, dar aia e ce să fac. Din păcate, așa m-am pricopsit cu muncă multă, cu bani puțini. Opa, îmi pleacă semănătoare de pe, deci trebuie să fiu mai... Trebuie să fiu mai calm în accelerație, în frână. Din câte am văzut că îmi pleacă de pe loc. În fine, o să văd eu cum ajung la depozit acolo. O să fie treaba destul de grea, dar mă descurc. Băi, fraților, am făcut o greșeală imensă. Deci chiar acum mi-am dat seama că am ajuns în sfârșit cu semănătoarea la ferma cea mare, dar n-am trecut să-mi iau semințe. Trebuia să trec să-mi iau semințe din cauza că știți destul de bine unde a fost înainte AgriVest-ul. Este un depozit cu semințe acolo și de acolo puteam să mă aprovizionez cu semințe pentru această semănătoare, dar nu-i nicio problemă. Nu e nicio problemă că pot să mă duc și mai târziu. Să vedem, cred că o să mă duc cu o remorcă, cu o platformă, cu ceva. Să vedem cum o să facem. Opa, ia să dau tractorul deoparte și ne apucăm de pus baloți frumos. O să vedeți voi ce frumos o să arate. Avem de pus cam cât să zic. Cred că o să mai vreau să mai pun acum măcar 50-100 de baloți. Dacă pun 50-100 de baloți, eu sunt foarte mulțumit. Văd că deja ușor mă mut cu agricultura spre, de fapt cu utilajele, mă mut spre zona asta de fermă mare. Până acum am luat-o mai pe parcurs, așa mai pe ușurel. Uite că am parcat tractorul, dar l-am parcat degeaba. Mă gândesc la diferite strategii de, cel mai mult mă gândesc la cum o să arate piramida. Cât de mare o să fie, că uitați-vă, deja aproape întrece saivanul la vaci, deja aproape să-l întrece și sunt curios cât de mare o să iasă și cum o să iasă. Chiar vreau să-l fac foarte mare, sper să nu explodeze toți baloții pe acolo și să sară în aer, dar atâta timp cât o să fie treaba bună, eu o să mă țin de cuvânt și o să îl duc la bun sfârșit proiectul, să vedem dacă reușim. Am luat semănătoarea frumos, o parcăm undeva, o să mai avem de muncă, deci nici nu pot să vă dați seama cât de rău îmi pare că n-am continuat seria cu FS19, pentru că acum văd cât de frumoasă este și câte lucruri pot să fac, ce frumos pot să mă joc, sincer, să o mai iau iar de la capăt pe FS22, nu mai aveam chef, tocmai de asta am și abandonat puțin episoadele de pe FS22 cu Dumești. Deoarece nu prea eram așa atras, nu prea puteam să-mi creez o propria poveste, nu știu, nu mai eram așa în apele mele. Dar acum de când cu FS19 parcă mă simt așa mai împlinit și chiar dacă n-am chef să fac câteodată un episod, îmi vin ideile, nu știu, pe Dumești, pe FS19 niciodată n-am avut problema de a rămâne fără idei. Mereu mi-a venit ceva în cap, mereu am făcut ceva, mereu m-am dus, mereu am rezolvat, mereu am, nu știu cum am reușit. Da, s-a întâmplat. Acum, dacă tot avem camionul, hai să vedem că poate platforma asta e mai rezistentă și de ce să nu punem niște baloți pe ea, să pun, nu știu câți baloți să zic că pun, ia să vedem câți putem să scoatem de aici în primul rând, putem să scoatem 18 baloți. Păi, o să scoatem 18 și o să începem să-i punem. O să încep să-i pun frumos, așa, unul câte unul. După ce terminăm de umplut cu baloți, ne vedem direct ne vedem din fața piramidei și ne apucăm de construit piramida. Nu o să înregistrez cum pun baloții, o să înregistrez abia după ce îi pun pe piramidă. Având în vedere faptul că nu mă așteptam să încap atât de mulți baloți în remorcuța asta, în platforma asta, uitați-vă și voi câți am băgat. Am băgat 3, 4, 5 rânduri de baloți, deci foarte, foarte interesant. Chiar merită. Văd că pe al 5-lea rând nu l-au prins chingile. Dar atâta timp cât am eu nevoie să transport aici, îmi este suficient. Și acum o să mă bag la treabă în partea asta cu piramida, să vedem. Vai de mamă, ce emoții am la piramida asta a mea. Am emoții din cauza că nu știu dacă o să reușesc. Că uitați-vă și voi, baloții săracii se aruncă unii pe alții pe aici, se înjură, se scuipă, nu le convine, că ce, tu de ce stai lângă mine, eu de ce, că nu vreau să stau lângă tine și așa mai departe. Cam asta e situația cu baloții pe aici. Și trebuie să-i fac pe toți să se împace cumva.
ca să creăm piramida, că ideea e că dacă nu se împacă baloți între ei, nu o să mai iasă nicio piramidă. Trebuie să-i facem în așa fel încât să se împace și să se înțeleagă unii cu alții, că dacă nu o să devină ca frații, piramida noastră nu o să mai existe absolut deloc. Acum trebuie să fiu și eu sincer atent, că dacă nu o să fiu atent, o să produc niște buleli de care nu știu dacă o să fiu mulțumit. Probabil ca piramida asta să fie stricată nu din cauza baloților, ci să fie stricată tocmai din cauza mea, că n-am fost atent, așa că cel mai probabil ar trebui să fac liniște, să mă pun la înregistrat și să mă pun pe treabă aici, să facem în continuare piramida, să vedem cum o să iasă. Avem deja 28 de minute înregistrate și cred eu că o să mergem undeva până la 40 de minute înregistrate, dacă nu mai mult. 40, hai că e 40 e puțin, hai să mergem la mai mult. 50, o oră, cam pe acolo m-aș duce cu înregistrarea pentru episodul de astăzi, ca să se vadă frumos piramida. Mamă, ce descentrați sunt sărați și baloți. Asta este, încercăm să facem aici cum putem. Rămâneți până la final, sper ca în acest episod să mai reușesc să mai aduc încă o remorcă pe lângă asta pe care o vedeți acum, ca să putem să facem baloți aici. Uite că mai trebuie și în partea asta unul, fai de capul meu, multă treabă, mult.
Thank you.
Păi, dragilor, am terminat partea asta de videoclip. Uitați-vă și voi, cred că am băgat, nu știu dacă mai țin minte, cred că aveam deja 400 de baloți, atâta țin minte, că aveam deja 400 de baloți în Saivan și am băgat aici vreo 3 sau 4 mașini, nici nu mai știu câte am băgat. Am băgat la greu, deci am băgat în videoclipul de astăzi. O să fie, cred că, puțin mai lung, că am făcut majoritatea e timelapse. Să vedem cum o să fie cu videoclipul de astăzi, că e destul de lunguț. Saivanu e aproape gol cu baloți, uitați-vă și voi. Deci au mai rămas 214 baloți. Deci am băgat undeva la aproape 200 de baloți am băgat. Aproape 200 de baloți, că am băgat 4 mașini, da, aproape 200 de baloți am băgat. Am băgat pe doar în episodul de astăzi, aproape 200, că nu-s 200, 160 pe acolo, 160, cam așa zic eu, 160 de baloți am băgat aici. Dar hai să rotunjim, să zicem că-s 200, toate că nu-s 200. Începe să arate a piramidă, începe să prindă formă, bă, cam deranjează puțin că văd că începe să o ia razna pe partea asta, înaltă pe aici, prin spate, să ceartă baloți acolo unii cu alții. Asta este, sper să țină toată treaba, să continuăm. Eu zic că piramida asta o să aibă undeva la 2000, poate chiar 3000 de baloți. Deja zic că aici unde vedeți voi acum, deja sunt, stați așa să fac o socoteală, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deci ar veni așa, ca să fac un calcul rapid, 13 ori 13 vine 170 de baloți. Deci avem 170 de baloți doar pe primul nivel pe care îl vedeți aici. După aia deasupra ar trebui să mai fie și aici încă vreo 100 de baloți, 200 de baloți. Hai să zicem că sunt total de 300 și ceva, aproape 400 de baloți la momentul de față pe această piramidă. Și până la 3000 de baloți, cât vreau eu să pun, chiar mai este destul de mult și o să fac în felul următor de acum. O să golesc Saivanul și o să aduc toți baloții din Saivan aici, după aceea iarăși o să mă duc să fac baloți de paie și tot ce mai trebuie ca să aducem paiele în Saivan. O să le punem în Saivan ca să strângă iarăși 400 de baloți. După ce s-au făcut iarăși 400, venim și construim iar la piramidă. Și uite așa, cred eu că în câteva luni, dacă o să mă țin de treabă, o să termin piramida. Da, rămâne de văzut pentru că este muncă destul de multă. Dragilor, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Și până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă! Ha 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 ha!